Salut, dragi rapidiști! Suntem alături de noul jucător al Rapidului, Iulian Cristea. Bun venit, Iulian! Salutări! Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici. Mă bucur că am ales acest club de tradiție din țară și sper să facem performanțe împreună. Cum ai primit oferta, totuși avem de la o rivală a echipei la care ai jucat înainte? Am primit-o cu zâmbetul pe buze, cum v-am spus, o echipă de tradiție din țară care mă face mândru că mi-a făcut această ofertă. Da, vin de la o rivală, ce pot să spun? A fost, ce a fost, a fost, acum prezentul va fi și sper să dau totul pentru Rapid. Tu ești un jucător de echipa națională, un jucător cu 4 meciuri la prima reprezentativă. Crezi că Rapidul va fi o rampă de relansare, să zicem așa, carierei tale legat de echipa națională? Poți reajunge la echipa națională de la Rapid? Da, am încrederea aceasta că pot să ajung înapoi la echipa națională. Sunt aici să ajut clubul să mă ajute pe mine, să ne, cu colegii noștri să ne îndeplinim obiectivele și să fim bine. Ai jucat un singur meci aici pe Giulești, ca adversar. Ce emoții te încearcă acum că vei juca în fața propriilor suporteri, cei mai frumoși suporteri ai României? Da, e un public foarte frumos, un public care chiar ți se ridică părul pe mâini când îl auzi. Am jucat un singur meci, dar am mai fost aici și când am fost accidentat, mi-am dorit să vin să asist la meci de la FCSB, din tribună, pentru că chiar e un public foarte frumos și mi-am dorit să vin să văd atmosfera de aici. Cât de greu te-ai lăsat convins să accepti oferta Rapidului? Nu m-am lăsat greu de convins. Am fost plecat în vacanță, am așteptat puțin de afară, dar văzând că nu a venit nimic de afară, am acceptat foarte repede această ofertă. Cu ce băieți de la Rapid te cunoști din lotul nostru? Cu Cristi Săpunaru și cu Grigore, care m-am întâlnit națională, cu Moldo la fel la națională, m-am prietenit foarte bine, cu Iacob, am fost colegi de echipă la Medeaș, și Uaidă, care a venit și el în culorile vișinii. Foarte mulți fundași la Rapid, fundași centrali. Să pun Grig, Paul Iacob, Ignat, concurență foarte mare se anunță. Cum vezi acest lucru? Da, e un lucru foarte bun. E un club foarte mare, Rapidul, cu jucători foarte buni, cu concurență foarte mare. Un lucru benefic care ne face să fim pe fiecare în parte mai buni și să jucăm cât mai bine. Ce ți-ai propus tu de la noul sezon? Avem ambiții foarte mari, sperăm să ne luptăm pentru titlu. Tu ești un jucător care e obișnuit cu să lupte pentru primele locuri. Tu ce ambiții personale ai pentru viitorul sezon? Ambiții foarte mari, cum ai zis și tu, sunt obișnuit să lupt, dar aici vreau să câștig campionatul și să mergem în cupele europene și să câștigăm și cupa, că e un trofeu. Cu Adrian Mutu ai mai lucrat? N-ai mai lucrat. Cum vezi această oportunitate de a lucra cu între cei mai mari jucători ai României? O mândrie, cum ai spus și tu, un jucător al țării noastre foarte bun și îmi doresc să dau tot ce am mai bun ca să-l impresionez, să pot să joc. Ce mesaj ai pentru suporterii noștri, suporterii Rapidului? Să vină în continuare la stadion, să încurajeze echipa cum o făceau și înainte și acum să mă încurajeze și pe mine să trec cât mai repede peste tot.